chiar dacă greva celor de la Tarom, care de altfel nici nu a fost una oficială, a fost oprită, au fost reluate zborurile, ne uităm la ce se întâmplă, pentru că a fost haos pe aeroportul Otopeni în plin sezon turistic. După ore lungi de așteptare, mii de pasageri s-au trezit cu zborurile anulate, după ce mai mulți piloți și copiloți au anunțat cu doar câteva minute înainte de decolare că sunt inapți de zbor și au refuzat să se prezinte la muncă. Cu planurile date peste cap, pasagerii s-au lăsat păgubași în speranța că măcar își vor putea recupera banii. Alții au fost mai răbdători și au ales să-și petreacă noaptea pe băncile din aeroport. Între timp, Marcel Ciolacu l-a chemat de urgență la guvern pe ministrul transporturilor. La rândul său, Sorin Grindeanu a cerut conducerii Tarom să găsească soluții rapide. După lungi negocieri, care au durat mai bine de 5 ore, cele două tabere au găsit o soluție de compromis. Ce se întâmplă cu zborurile de astăzi? Aflăm de la Silviu Jugaru, cel care de altfel se află în aeroportul Otopeni, cel mai mare aeroport din România. Te ascultăm, Silviu. Care este situația la această oră? Bună dimineața, Gabi, bun găsit doamnelor și domnilor. În urma grevei neoficiale care a început ieri la compania Tarom, vedem așadar că de la primele ore ale dimineții două zboruri care trebuiau să ajungă în București au fost anulate și mai mult decât atât, vedem că sunt și întârzieri, inclusiv chiar la această oră o cursă care va decola către aeroportul din Berlin, care inițial era programată la ora 9:30 să plece de pe aeroportul internațional Otopeni. Vedem așadar că întârzierea de jumătate de oră îi permite abia la aceste ore să decoleze din București. Mai mult decât atât, la 10:20 o altă cursă întârziată către Istanbul va pleca de pe aeroportul internațional Otopeni. Această cursă a fost programată inițial la 9:30, așadar vedem o întârziere de aproximativ o oră la plecare. Știm în baza bilanțului de ieri a zborurilor anulate faptul că din cauza grevei neoficiale a copiloților, dar a și piloților Tarom, numai puțin de 52 de curse, 52 de zboruri au fost anulate dintr-un total de 88 care ar fi trebuit să decoleze de pe aeroportul internațional Otopeni. Știm, greva piloților și a copiloților avea la bază mai multe motive și nemulțumiri salariale. Totodată aceștia spuneau că și-ar dori o majorare salarială cu aproximativ 40%, iar în urma discuțiilor pe care le-a purtat ministrul transporturilor Sorin Grindeanu împreună cu Marcel Ciolacu, tot ce a putut să scoată ministrul transporturilor venit din partea Partidului Social Democrat a fost o creștere salarială de aproximativ 300-500 de euro pentru fiecare membru pilot sau copilot al companiei Tarom. Vedem așadar că nu au reușit să bifeze ce își doreau piloții și copiloții. Spuneau aceștia că nu este o majorare salarială suficientă, iar pe această cale urmărim și noi îndeaproape cum va evolua greva neoficială a angajaților Tarom. Rămânem pe aeroportul internațional Otopeni din capitală și revenim cu noi detalii și noi schimbări de program în ce vine vorba de curse care trebuie să plece sau să aterizeze pe aeroportul internațional Otopeni în cel mai scurt timp posibil. La 6 dimineață aveam zborul la 7:50, în jur de 8:30-9 ne-a anunțat că este zborul anulat. Ne-a spus că pentru cursa de după amiază ar mai fi vreo 4-5 locuri. Mergem în Statele Unite, în Minneapolis. Am fi avut escală în Paris. Zborul trebuia să fie la ora 8:40 dimineața, doar că s-a anulat. Haos pe aeroportul din Otopeni. Zeci de curse au fost anulate după protestul piloților. Oamenii au aflat în ultimul moment că zborul lor a fost anulat. Sute de pasageri au dormit pe jos și au stat ore întregi la cozi uriașe. Well, I think the situation is very confused because we think that the flights are not coming also from Spain to Bucharest. Okay. So it's impossible for us to fly to Madrid at the moment. There are in the company are looking the possibility to take us to another flights, another companies, but it's so difficult because we are about 56 people. Wow. Our flight to Madrid is cancelled. We stay here from 5 in the morning.
30 de piloți și copiloți starom s-au declarat inapți pentru zbor dintr-un total de 90. O reacție a venit și din partea companiei Tarom. Avem o situație neprevăzută, o situație mai puțin comună, în care avem poate 29 de colegi piloți sau comandanți care s-au declarat inapți de zbor pentru astăzi, iar ca rezultat avem, cred că, puțin mai mult de 2000 de pasageri afectați în urma anulării acestor zboruri. În schimb, pentru pasagerii care află că urmează să li se amâne cursa, îi rugăm fie să se îndrepte către agenția de unde au achiziționat biletul, fie să meargă către Tarom, către agențiile noastre, sau către linia de către hotline, către linia de asistență, și să discute cu un reprezentant Tarom pentru soluția specifică lui, pentru că soluția diferă de la fiecare la fiecare.